Vă salut, dragi prieteni, grădinari mai mici, mai mari. Așa arată un compost în lucru. Și așa arată un compost gata, tocmai bun de pus în grădină. Așa arată cel mai fin compost cernut, pregătit pentru toate exigențele răsadurilor de la primăvară. Cum ajungem de aici, aici, vorbim astăzi. Mai precis, cum se face compostul pe înțelesul tuturor. Deci ce este compostul? Este materia organică descompusă și transformată într-un pământ fertil și plin de viață pe care îl putem pune în grădină, la pomi, în ghivecele de flori și chiar și la gazon. Probabil că cei care sunteți la început de grădinărit vă întrebați: de ce să mai facem și compost? Nu-i destulă treabă în grădină? La ce ne ajută chiar așa de mult? În primul rând, compostul este un organism viu care conține o mulțime de microorganisme și organisme benefice și toți nutrienții necesari dezvoltării plantelor. În al doilea rând, adăugând compost, îmbunătățim structura solului. Un sol lutos devine mai permeabil, iar un sol nisipos va reține mai bine apa și nutrienții dacă adăugăm mereu compost. Un alt beneficiu este faptul că, făcând propriul compost la noi în grădină, știm foarte bine ce am pus în el. Când cumpărăm compost la sac, nu știm exact ce conține și cum a fost făcut. La analiza unui compost făcut din resturile menajere ale unui oraș, au fost găsite cantități foarte mari de metale grele. O să vă las un link în descriere spre un podcast pe tema compostării. Foarte interesant! Un alt beneficiu deloc de neglijat este că obținem compostul pe care îl producem singuri aproape gratis, deci mult mai ieftin decât orice variantă cumpărată la sac. V-am convins că merită? Haideți atunci să vedem de ce avem nevoie ca să facem un compost bun. Cel mai bun moment să începem compostul este toamna. Toamna, când avem suficiente materiale verzi și uscate. Da, nu vă îndrug verzi și uscate. Exact de asta avem nevoie, de materiale verzi și materiale maro, cum le mai spune, adică materiale verzi care conțin mult azot și materiale maro care conțin mult carbon. Asta este așa, varianta simplificată, da? Materialele verzi sunt cele care au fost tăiate de curând, sunt încă suculente și au umiditate mare. Materialele uscate sunt cele care nu mai au viață. Au fost tăiate de mult și au aspectul ăsta de scorojit, uscat, fără viață. Să vedem acum ce materiale intră în categoria materialelor verzi sau bogate în azot. Nu sunt doar acestea. Deșeuri din grădină, tulpini de la legume, flori și frunze proaspăt recoltate, iarbă cosită, fân, chiar dacă e mai uscat, are totuși un conținut mare de azot. Gunoi de la bovine, oi, iepuri, găinați de la păsări, zațul de cafea și buruieni care nu au ajuns la semințe. Mai putem pune resturi de la bucătărie, coși de fructe și legume, șervețele nevopsite, coși de ouă, verdețuri. Lista cu materiale bogate în carbon ar fi următoarea: crengi de pomi și scoarță tocate, cenușă de lemn, carton mărunțit, fără scoci și nevopsit, tulpini de la porumb, frunze uscate, paie, rumeguși de cherestea de foioase. Într-adevăr, multe din ele sunt maro, dar există și alte surse, cum ar fi hârtia de ziar sau hârtia de scris tocată, care conțin foarte mult carbon. Nu compostăm următoarele materiale: hârtie colorată, vopsită, plantele bolnave, materialele anorganice, sticla, metalul, plasticul, tot ce înseamnă carne, pește, oase, grăsimi, uleiuri, vegetale, animale, produse lactate, dejecții de la animalele de companie și buruienile care au făcut sămânță. Vreți să vă spun adevărul adevărat? E, aflați că nu noi oamenii suntem cei care facem compostarea. Cu totul alte vietăți se ocupă de această operațiune miraculoasă. Sunt organisme microscopice sau mai mari, bacterii, fungi,
insecte mai mici, mai mari, gândăcei, viermișori, râme, larvele unor insecte, care consumă această materie organică și o transformă într-un pământ cu calități superioare, pe care noi îl numim compost. Principalii pioni în descompunerea materiei organice sunt bacteriile. Datorită activității lor, crește temperatura în grămada pe care noi o organizăm. Pe măsură ce crește temperatura, se activează și se înmulțesc din ce în ce mai mult aceste bacterii, cu o viteză fantastică. Dacă temperatura ajunge undeva pe la 55-65 de grade, este ideal pentru transformarea materiei organice în compost. Totul se transformă foarte rapid. Specialiștii spun că și în 18 zile putem obține un compost de calitate dacă reușim să menținem această temperatură. Știți de ce îi spunem compost de calitate? Pentru că la 60-65 de grade nu supraviețuiesc fungii dăunători care ar putea să existe aici. Sau semințele buruienilor care au ajuns întâmplător aici. Acesta se numește compost rapid sau compost după metoda Universității Berkeley și va fi subiectul unui alt videoclip. El trebuie să respecte o rețetă destul de strictă de compoziție privind raportul carbon-azot și de temperatură. Dacă nu reușim să menținem această temperatură, grămada se răcește, dar va funcționa și la temperaturi mai mici. Dacă noi avem grijă de la început să nu punem plante bolnave și să nu punem buruienile cu sămânță, așa cum am vorbit deja, nu vom mai avea această problemă și compostul se va face mai încet, mai lent și îl numim compost la rece. Ceea ce discutăm în continuare este despre compostul la rece. Este compostul pe care îl poate face în grădină oricine și nu are reguli atât de stricte. Locul în care organizăm grămada de compost sau linia de compostare e bine să fie undeva mai departe de casă, într-un colț al grădinii, la umbră sau semi-umbră. Și poate fi o grămadă, o ladă sau un sistem de lăzi pe care le construim special, sau poate fi chiar un coș din plasă de gard pe care îl montăm doar când avem nevoie de el. Sau poate fi o cutie specială pentru compostare cumpărată de la magazin. Ca să funcționeze bine, grămada trebuie să fie în contact cu solul. Până la urmă, cel mai important e să începem. Și experiența ne va învăța care este cea mai bună variantă pentru noi, în funcție de efortul pe care suntem dispuși să îl depunem, de timpul pe care îl avem la dispoziție și de condițiile din gospodăria fiecăruia. Pentru ca toate aceste microorganisme și organisme vii să-și desfășoare activitatea și viața în condiții normale, în grămada de compost, au nevoie de anumite condiții. În primul rând, hrana, materia organică. Experții în compostare spun că proporția între carbon și azot, strict ca elemente chimice, în grămadă ar trebui să fie de 30 la 1. Dar toate materialele conțin și carbon și azot. Și atunci cel mai simplu e, ca să nu ne apucăm de calcule complicate, rețeta ar fi să punem 3 părți de carbon și o parte de azot în volume. Adică 3 găleți de materiale care conțin carbon, maro, și o găleată de materiale bogate în azot, verzi. Putem să le punem în straturi sau să le amestecăm de la început. Cel mai bine e să păstrăm cât mai corect proporțiile. Forma ideală a unei grămăzi este de un cub, un cub cu latura de un metru. Cu cât mai multe materiale o adăugăm în grămadă, cu cât mai diversificate, grămada funcționează mai bine și compostul va fi mai bun. Un alt aspect important este apa. Când înființăm grămada și de fiecare dată când adăugăm materiale bogate în carbon, udăm foarte bine, astfel încât să le simțim umede, umectate. De asemenea, verificăm din când în când umiditatea grămezii, astfel încât când strângem un pumn de material în lucru, să iasă o picătură de apă. Un alt aspect la fel de important, aproape toate organismele din grămadă sunt aerobe, adică lucrează în prezența oxigenului. Și de aceea, în primul rând, când formăm grămada,
la baza ei așezăm crengi, crenguțe, care să țină puțin grămada săltată, să intre oxigenul pe acolo. În al doilea rând, din când în când, întoarcem grămada sau o aerisim măcar așa, ca să pătrundă oxigenul în grămadă. Ceea ce mai trebuie să asigurăm este microclimatul. Microclimatul în grămadă. De aceea, așezăm după ce am terminat grămada, la mine nu e gata, doar vă arăt, așezăm un strat de cartoane care va păstra, în primul rând, umiditatea. Nu va permite razelor solare să pătrundă. Viețuitoarelor din grămadă le place întunericul. Și pe vreme rece va păstra și căldura la interior. Pentru asta putem să mai adăugăm chiar și o pătură mai groasă. După ce am înființat grămada, ne putem lovi de următoarele aspecte, mai puțin plăcute. Dacă grămada se încinge foarte tare și scade volumul vizibil sau miroase neplăcut, ce avem de făcut? Să aerisim, să mai adăugăm carbon în zona încinsă. Deci pur și simplu desfacem grămada și adăugăm acolo materiale cu carbon. Dacă grămada nu lucrează, e rece și uscată, mai adăugăm plante verzi sau materiale cu aport mare de azot și apă, da? Pentru a intensifica activitatea bacteriilor. În funcție de cât de confortabil se simt viețuitoarele în această grămadă de compost, procesul poate dura de la 6 luni până la un an. O altă tehnică de a îmbogăți structura solului este folosirea de îngrășăminte verzi. Puteți accesa aici un playlist în care am pus câteva filme cu experiența noastră din grădină. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!